Bună ziua! Bună ziua! Suntem la Padu Moara cu noroc. Natul meu cu sora mea au putut să mâncăm împreună la restaurantul acesta. Nu am fost niciodată. Ne aflăm la Ineu, județul Arad. E chiar la drumul principal. Restaurantul e acolo în spate. M-am gândit că e ceva mai deosebit și am zis că să filmez puțin, să vedeți și voi, mai ales cei plecați de mult timp din România. Avem foarte mulți abonați care sunt plecați din afara țării și m-am gândit să vă filmez puțin ce frumos e pe aici și cum arată hotelul și o să vă arăt și ce o să mâncăm la masă. Poate o să doriți să veniți și dumneavoastră când veniți în România. Natalia în mașină o luată somnul. Acum filmez puțin pe aici și mai așteptăm până se trezește. Uau, ce frumos e. Foarte frumos. Ce faină grădină. Nu filmez așa un pic pe aici cum e. Super. Deci acolo e sala pentru evenimente și acolo e han. Deci se poate și dormi aici. După câte am înțeles, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru urările dumneavoastră de bine. Mă uit peste comentarii ce îmi scrieți, dar să știți că nu mai răspund la toți, fiindcă mi-a foarte mult timp. Dar să știți că mă uit peste comentarii și când mă întrebați ceva sau vreți să-ți știți ceva, vă răspund înapoi. Eu încă mai tușesc puțin. Vreau să vă spun că medicamentele ce le-am primit în spital m-au afectat puțin. Mi-a făcut bine într-un fel că mi-am revenit la plămâni, dar mi-a afectat medicamentele sănătatea, deci mi-a afectat ficatul, mă trebuie să iau vitamine pentru ficat să se regenereze și trebuie să am grijă cu ce mânc, să nu mănânc prăjel, gras, așa mai departe, trebuie să țin regim. Astăzi, dacă am venit la restaurant, fac o excepție, dar de mâine o să țin un regim mai strict, fără ciocolată, fără grăsimi. Asta e. Și o să iau vitamine pentru ficat și pentru colesterol, medicamente și pentru inima, medicamente ca să-mi reducă pulsul, că am avut pulsul mare. Asta e. Dar cu ajutorul Domnului, așa treptat, o să-mi revin. Și mi-am revenit mult, mult mai bine față de cum am fost. Wow, ce fain e aici. Nu știu ce asta, lebede? Da, așa arată, ca lebede, numai e neagră, cred că e încă pui. Hello! Alo, uitați-i și pe oamenii noștri, pe bunica.
Mami, pentru fanii tăi. Ok, fac un pic de pauză și atunci arăt și cum e înăuntru. Foarte frumos. Este și loc de joacă, văd că se poate să joace Natalia acolo. Nu se vede acolo în spate. Ok. Uite Natalia. Lepede-le, mami, vezi? Vezi, Natalia? Lepeda! Uite ce viteză au! Uite, au mâncare acolo. Aici e cuibul lor. Da, mă, noapte. La asta? Noapte. Îți place, Natalia? Da? Dar ce frumoasă e grădina! Foarte frumoasă! Da? Aha, ok. Ei sunt partea aia la altă, la parcare. Am venit la moara cu noroc, unul meu. Chiar ne place foarte mult aici. E prima dată când venim. Și foarte frumos. Tot am găsit și o ciupercă aici în grădină. Nu știu dacă e bine dacă intră aici în grădină. Aici se face un drum, nu mai trebuie să se asfalteze. Și să vă arăt de la moara veche ce a rămas. Au făcut foarte frumos aici. Chiar mi-am dorit să venim aici. Și uite că am reușit până la urmă să venim. Dacă merg înapoi la ei. Thank you.
Dar ce curată e apa, de ce ai văzut? Vine de acolo, din deal, cred că izvorește. Apa. Acolo curge apa din izvor, cred că... Așa-i? Da? Curge apa din izvor, cred că de acolo și se scurge direct din... E frică, mami, că nu se rupe. Ca acasă, cum sar pe pat. Hai! Hai, că poți! Hai, da! 1, 2, 3 și... Hai! Hai, bine, să Hai! Ce ți-e frică? Am zis că vă filmez ce ne aduce de mâncare. Mie mi-a venit mâncarea mea, la restul încă nu. Ei așteaptă încă, mănâncă numai ciorbă de maica mea cu Anca. Și eu mânc o... Ce se spun? Supă aia asta? Ciorbă de fasole. Nu-i ciorbă, fasole. Fasole în pâine. Cu... ce e aici? Afumătură, cu clisă, cu morcov, fasole. Încă n-am gustat-o, am zis că s-o vor prima dată. Ah, și aici e capacul. Aici a fost capacul. Ok, o să vă mai filmez cum vine platoul. Spune, aceasta este... Nu, spune prima dată că suntem la Moara cu Noroc. Am ajuns cu familia mea în pace. Și acum... A fost o bine meritată pauză, o ieșire bine meritată și mi-am comandat, aceasta este realizarea mea. Ingo, n-ați zis, ai poțiuni fidică, da? Asta e platou pentru două persoane. Două persoane, dar poate să mănânce față. Avem două. De ce ai mi-ți expert? Aia, ce-i curculițe, ia-le de acolo și puneți-l și cu plătul. Eu vă las, pacea Domnului, Domnul să fie cu voi. Avem treaba aici.
La revedere! Deci aici e sala pentru evenimente de la anul Moara cu noroc. Foarte frumos! Anul Moara cu noroc din Ineu, județ Arad. Wow! Foarte fain! Super! Ce fain scrie acolo! Our story starts here! Foarte, foarte frumos! Fain candelabru! Dacă am voie să filmez aici, dar nu-i nimeni să-mi zică ceva, să poate intra, atâta că e supravegheat video. Dar mă gândesc că le fac reclamă. Cine vrea să facă aici un eveniment, să caute pe net. Anul Moara cu noroc și văd și meniu, și număr de telefon, și locația. Foarte frumos. Asta. Înăuntru am filmat foarte puțin, numai la când am fost la masă. Dar nu cred că e voie să filmăm, nu știu. Oh, să filmești pe mine. Uite, lebedele în acolo, vezi? Și acolo mai au... Da! Că-s negre!